Ediția de toamnă 2019 a Târgului Național de Turism este organizată în perioada 14-17 noiembrie 2019 în pavilionul B1 dedicat atât agențiilor de turism, turoperatorilor, participărilor internaționale și serviciilor turistice, cât și zonelor turistice din România, prin intermediul administrațiilor publice locale, asociațiilor de turism, oficiilor de turism, consiliilor județene și primăriilor. De asemenea, Târgul de Turism al României contribuie la consolidarea industriei turismului din țara noastră prin promovarea zonelor de atracție turistică și a serviciilor din România, dar și prin organizarea de conferințe și sesiuni de dezbateri în care sunt abordate problemele industriei împreună cu autoritățile în domeniu. Joi, vineri, sâmbătă și duminică, adică după 14 până pe 17 noiembrie, va fi din nou Târgul Național de Turism. Anul trecut am fost foarte bucuros să fiu prezent la târg alături de colegii mei, cărora le mulțumesc, pentru că anul trecut a fost o ediție de excepție. Am avut un succes foarte mare, am avut și un stand extrem de interesant, dacă vă duceți aminte, l-am avut pe Mircea cel Bătrân în stand, am avut expoziții, concert afară. Anul ăsta am schimbat rețeta. Anul acesta vom avea un stand absolut spectaculos și pentru că vorbim tot acest an de satul românesc, avem reprodusă o culă. După cum știți, culele de la Măldărești din zona Horezu sunt speciale și importante și vom reproduce o culă în acest stand. Evident, vom avea și expoziții, vom avea și un concert în cadrul chiar în stand și multe, multe alte surprize frumoase, pentru că vrem și vom promova Vâlcea, cel mai frumos județ din România, dar în primul rând vom promova un concept pe care eu l-am lansat și la care țin foarte tare, Vâlcea, județul turismului total. De ce? Pentru că la Vâlcea se poate face turism tot anul. Și nu astăzi stau să mai dau explicații, dar gândiți-vă doar că avem toate formele de relief. De primăvară până iara aveți ce vedea la Vâlcea, județul turismului total. Asta vom face la Târgul Național de Turism. Vom promova acest brand și județul nostru cel mai frumos din România. A fost 2018, Târgul Național de Turism. Județul Vâlcea, reprezentare de top la cel mai important târg de turism al anului. În 2019, revenim la Târgul Național de Turism, la Romexpo, cu un stand de excepție. Promovăm județul Vâlcea, cel mai frumos județ din România. Vâlcea, județul turismului total.